Evenimentul intitulat Zilele Ploieștiului se va desfășura în perioada 19-21 mai. Este anunțul făcut de municipalitate, care spune că nu au fost încă stabiliți artiștii care vor concerta. Da, avem mai multe variante. Acum depinde și ce o să rezulte în urma procedurilor de achiziție. O să fie mai multe evenimente care vor avea loc, vor fi implicate și Filarmonica și Teatrul Toma Caragiu. Bugetul pentru Zilele Ploieștiului se ridică la aproximativ 200.000 de lei. Sunt niște sume prevăzute, urmează acum să începem și procedurile. Una peste alta, municipalitatea promite că vor fi aduși artiști de top.